stimați reprezentanți ai mass media, stimați ecologiști, astăzi Mișcarea Ecologistă din Moldova a considerat foarte important să organizăm o conferință de presă care are un titlu mai generic, Dosare ecologice de mediu, efectul de domino al problemelor de mediu nerezolvate în timp. La fel, o să aducem pentru reprezentanții mass media o declarație a Mișcării Ecologiste cu privire la soluționarea problemelor vechi de mediu și o platformă comună de cooperare. Împreună cu colegii mei pe care vi-i prezint, un vechi veteran a Mișcării Ecologiste, colegul meu Valentin Bobeică, doctor habilitat, și colega mea Elena Scobioală, la fel reprezentanta tinerei generației din Mișcarea Ecologistă din Moldova. O să încercăm să vorbim despre aceste dosare ecologice de mediu, dar și despre posibilitățile care au apărut acum de a rezolva o parte din aceste dosare ecologice. În esență, declarația Mișcării Ecologiste conține, de fapt, toată intenția noastră și mesajul pe care îl avem pentru a-l aduce aici în spațiul public. Foarte așa, mai pe scurt, o să încercăm să vă spunem că cel puțin de-a lungul a 15 ani din 2001 încoace, Mișcarea Ecologistă din Moldova credem că și-a făcut datoria față de cetățeni informându-i asupra unui lanț întreg de probleme cu care se confruntă nu numai, să zicem, natura Moldovei, dar se confruntă și cetățenii noștri. Pentru că noi am spus și repetăm de fiecare dată că nu poți să ai o natură bolnavă și să ai cetățeni sănătoși. Nu poți să ai o natură degradată și să ai o populație fără o sănătate degradată. De aceea, noi și astea cam sunt instrumentele reale pe care le are o organizație neguvernamentală, în primul rând de a informa corect cetățenii și de a face pe cât e posibil un pressing asupra autorităților, fie locale, fie centrale, ca problemele semnalate să fie rezolvate. Am avut numeroase declarații, apeluri, rezoluții, scrisori deschise. Dacă ne-am uitat, cum am zis, de la 2001 încoace, am găsit, cred că, 10 de asemenea demersuri pe care Mișcarea Ecologistă le-a făcut către autoritățile centrale, către conducerea Republicii și nu numai, către inclusiv Ministrul Mediului, referitor la problemele care fie că apăreau momentan, așa cum a fost cazul calea ferată Giurgiulești-Cahul, fie probleme care aveau deja o perioadă mult mai îndelungată din momentul când noi le-am abordat. În cazul dat am putea vorbi, de exemplu, de cazul salvarea peșterii Emil Racoviță. Acest lucru, dosarele de care noi vorbim, nefiind soluționat în momentul când noi am semnalat o problemă sau alta, evident că au generat alte probleme. Și lucrul ăsta, cum se zic, nu putea să nu se răsfrângă asupra întregului domeniu. De aceea, această acumulare de probleme de mediu, ca și în oricare alt domeniu, evident că nu este un lucru bun. Este un lucru care până la urmă influențează și se răsfrânge foarte negativ asupra întregului domeniu. În contextul anumitor transformări, începuturi de reformă, inclusiv cele instituționale, relații cu societatea civilă, autoritatea centrală de mediu, din păcate, nu a avut suficient, cred eu, înțelegere mai sus ca să purceadă la soluționarea acestor probleme.
aș putea, și de aceea am considerat de cuvință să venim în fața dumneavoastră, aș putea să vorbesc de o problemă care a răsunat de aici nu o singură dată. De exemplu, darea în arenda pădurilor. Sau un alt subiect foarte arhicunoscut, extragerea nisipului din râul Nistru și Prut. Aceste subiecte probabil că au fost, sau aceste probleme au fost pentru cele mai sensibilizate și aduse în spațiu public, dar observăm că, de exemplu, și în ultimii ani, acest lucru, din păcate, nu a fost stopat, el există, și abia acum, să zicem, a apărut o posibilitate reală ca Autoritatea Centrală de Mediu să deschide o nouă filă, să zicem, o filă care ar însemna soluționarea dosarelor vechi care s-au acumulat la Ministerul Mediului. Și în acest context, noi trebuie să ne clarificăm poziția noastră a mișcării ecologiste față de demersurile care s-au făcut de ultimă oră și trebuie să spunem că aceste demersuri includ mai întâi de toate intervenții în legislație care prevăd ca, de exemplu, dacă am vorbit de Nistru și Prut, ca extragerea nisipului în scopuri de navigație să se facă numai, de exemplu, cu necomercializarea nisipului, fiindcă ceea ce s-a făcut în anul 2012 a deschis posibilitatea pentru unele firme atunci când a fost promovată legea cu privire la transportul naval intern, a fost deschisă posibilitatea ca anumite firme să poată extrage nisipul din Nistru și Prut fără a fi vorba, de fapt, de navigație. Deci navigația a servit numai ca un pretext. Acum, dacă nisipul nu va fi comercializat, ci, dimpotrivă, va fi pus în amonte de locul extragerii, deci ne va da posibilitate ca să protejăm resursele acvatice, să protejăm albia Nistrului, să protejăm Șaprutului și să protejăm tot ceea ce înseamnă ihtiofaună. Prin aceste amendamente pe care le-a făcut Ministerul de ultimă oră, credem că, de o parte, se face dreptate și resurselor noastre naturale, în cazul dat Nistru și Prut, pe de altă parte, ne dă și nouă încrederea că anumite probleme cu adevărat pot fi rezolvate. Un alt subiect pe care la fel noi l-am mediatizat enorm, enorm, deci a fost legat de arenda pădurilor. Vă reamintesc că acest subiect este unul foarte alarmant și am auzit nu o singură dată întrebarea de ce vă împotriviți dării în arendă a pădurilor. Vă spunem încă o dată o cifră care ar trebui să-l neliniștească pe fiecare cetățean. Republica Moldova continuă să fie țara cu cel mai mic procent de teritoriu împădurit din toată Europa. Deci noi pe hârtie, abia pe hârtie, încă o dată repet, avem în jur de 12% din teritoriul împădurit. Media europeană se duce peste 30%, media, peste 30% din teritoriile țărilor Uniunii Europene, deci media e peste 30%, iar noi având 12% din acest teritoriu foarte puțin dat pădurilor, noi de aici mai dăm în arendă. Vă aduc cifrele mai de ieri, care le-am adus aici în spațiu public, că pentru arenda cinegetică, adică pentru vânătorii noștri care, ați văzut că acum a mai răbufnit și un scandal și cu dânsii, în sfârșit, de mult trebuie să răbufnească scandalul ăsta, în sensul că mai avem și noi datoria să ne mai gândim din când în când și la fauna sălbatică, nu numai la numărul de peste 15.000 de vânători. Deci din aceste 12%, peste 11.000 de hectare au fost date pentru arenda cinegetică, adică pentru vânătoare, și
așa numită arendă recreativă, care chipurile trebuia să dezvolte un soi de turism în Republica Moldova, dar care de fapt s-a terminat această arendă recreativă, dacă ne ducem și vedem Poienița Veselă, cu palate, vile, hoteluri și alte, hai să zic eu, construcții care de fapt le-a dat celor care au bani mulți posibilitatea să ia pe degeaba suprafețe mari și să-și construiască case în sânul naturii, în sânul pădurii. De fapt, se face un transfer de urbanism, adică de oraș, în natură, cu toată infrastructura. În loc noi să avem grijă de păduri, deci noi, de fapt, deschidem poarta pentru betonarea, construirea de garduri, de palate în păduri. În total, după calculele noastre, pentru arenda recreativă au fost date peste 3.000 de hectare. Evident că de când a apărut această problemă în spațiu public, conducerile de ieri și de mai alaltă ieri a Agenției de Stat Mult-Silva, cred că puțin s-a alarmat și pe unii din cei care au luat câte un hectar, 20, nu mai știu câte, au început să desfacă contractele, fiindcă suma simbolică de 4.000 de lei pentru un hectar, repet, 4.000 de lei pentru un hectar, ceea ce ar însemna, dacă vă dați seama, pentru 10 ari unde poți să-ți faci un palat sau... Deci îl costa 400 de lei pe an. Cred că nu există niciun apartament azi în Chișinău, măcar cu o singură cameră, care să plătească numai pentru servicii lunare 400 de lei. Ei, de aceea zic că, practic, darea în arendă a fost o hoție ordinară care a îmbrăcat un regulament Tarle Voronin și prin acel regulament s-a deschis posibilitatea ca anumite persoane care au bani să intre în pădure. Deci, la moment, nu cunoaștem, cred că o să se facă o reinventariere, fiindcă acum s-a schimbat conducerea Mult-Silvei și sperăm că o să avem o cifră exactă. Eu ceea ce am făcut calcul împreună cu colegii mei de la Institutul de Ecologie și Geografie, unde avem și silvicultori buni, deci, de fapt, un hectar, dacă luăm numai pe partea de lemn, dat în arendă, pe 49 de ani, așa cum se face, pierderile noastre se duc peste jumătate de milion de lei, iar în ansamblu la 2.000 de hectare, Republica pierde peste 1 miliard de lei. Deci sunt sume uriașe. Eu n-am pus aici partea legată de biodiversitate, de tot ceea ce înseamnă o sumedenie de eco sau de servicii ecologice pe care le furnizează pădurea în contextul menținerii unui echilibru ecologic. Aici e cu totul un alt cost, o altă metodologie. Și am adus aceste lucruri ca să spunem foarte clar că mișcarea ecologistă consideră că demersurile pe care le-a făcut și pe care le face, aceste demersuri de ultimă oră pe care le-a făcut actualul ministru al mediului, domnul Valeriu Munteanu, de a practic face ordine în domeniu, de a face ordine pe Nistru și Prut, de a reglementa foarte strict darea în arendă a pădurilor, clar, inclusiv ceea ce am spus ceva mai înainte, vânatul, care la fel a strânit o revoltă. Deci observăm că sistemul se împotrivește. Evident, acolo, indiscutabil, există interese enorme a unor clanuri, a unor grupuri, care sub nicio formă nu vor să cedeze nici Nistru, nici Prut, nici pădurile, nici alte resurse naturale. Nu mai zic de subsol, unde avem în continuare o sumedenie de cariere ilicite care activează și care dau, adică de o parte degradează subsolul nostru, cu toate zăcămintele, de altă parte, trezoreria sau bugetul Republicii nu obține aproape nimic din aceste cariere care au împânzit toată Republica. Deci, în acest context, mișcarea ecologistă se solidarizează cu toate demersurile pe care le face actuala conducere a Ministerului Mediului,
și la fel face un apel către toți care sunt implicați în problemele de protecție a mediului înconjurător a patrimoniului natural, de a face un front comun și a avea o platformă comună de cooperare pentru a soluționa o bună parte din dosarele care s-au acumulat de-a lungul anilor. Noi o să vă lăsăm și o listă a acestor dosare pe care noi, într-adevăr, și de aici am vorbit de ele, doar de câteva încerc să vă mai amintesc, peștera Emil Racoviță, a treia din Europa, peștera Angeles, peștera Emil Racoviță, a treia din Europa, a șasea din lume, după ceea ce s-a descoperit numai în prezent. Este o mare bijuterie naturală a Republicii Moldova, dar care este permanent supusă unui pericol din partea unui agent economic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, e vorba de Knauf. Acolo se extrage gips, acolo se fac explozii în continuare și, practic, groapa propriu-zis de unde se extrage acest gips este deasupra peșterii. Iar stratul nu este atât de mare care prin explozii nu ar putea fi fisurat. Un alt subiect pe care noi la fel l-am abordat a fost cel legat de o altă bijuterie sau o altă mare comoară pentru Republica Moldova, ceea ce numim noi torturile sau stâncile Prutului. Dacă vă amintiți, la Horodiște, raionul Râșcani, chiar pe malul Ciuhurului, noi am spus că acolo putem pierde în urma la o decizie absolut abuzivă a primăriei Horodiște, niște stânci cu valoare de unicat, care au numai puțin de 10, 12, 15 milioane de ani. Deci acest lucru este la fel foarte, pentru noi foarte important, ca să nu permitem unor ignoranți sau unor grupuri egoiste să ne distrugă ceea ce avem mai valoros. Pentru dânșii piatră, dar pentru noi acestea sunt adevărate bijuterii naturale care ne reprezintă și ne va reprezenta pentru multe sute de ani înainte. De aceea noi ne-am opus. La fel o să putem vorbi despre dosarul ariilor protejate, un dosar care la fel vrem acum să-l promovăm cât mai insistent. Cred că a venit timpul, nu știu cât o să avem posibilitate, noi am vorbit, dacă vă amintiți, anii 2007-2008, despre faptul că s-a făcut un abuz total din partea puterii, din partea președintelui Republicii, care era atunci Voronin, și a fost construită calea ferată Giurgiulești-Cahul, luându-se peste 1 miliard de lei direct din bugetul Republicii, printr-o rezervație care în anumite zone peste 19.000 de hectare fac parte din Convenția Ramsar, o convenție cu privire la zonele umede. La fel am vorbit de 10 de ori despre așa numitul pescuit industrial, care este un jaf și care de fapt a dus la degradarea totală a ichtiofaunei, în primul rând pe fluviul Nistru, care a furnizat de-a lungul anilor cantități foarte mari de pește, iar acum a ajuns de fapt un râu foarte sărac, fiindcă în urma, în ghilimele așa numitului pescuit industrial, nu mai ai loc, am impresia, nici copiii nu au însă scăda atâtea zeci, sute, mii de plase, mreje, de astea au fost puse și se extrage, am impresia, și dacă mai sunt scoici pe acolo. La fel am putea vorbi și despre dosarul râurilor mici. Suntem țara care avem peste 3.000 de râuri mici, dar niciunul din aceste râuri mici ale Moldovei nu întrunește standardul de calitate, în sensul ca să poată fi folosit pentru irigare, pentru adăpare, pentru scăldat, nu mai zic de apă potabilă, fiindcă, Doamne ferește, dacă cineva ar consuma această apă dintr-un râu mic, cred că nu are șansă să supraviețuiască. Am enumerat câteva din aceste probleme în speranța că deschizând un front comun sau fiind împreună pe aceeași platformă Autoritatea Centrală de Mediu și Mișcarea Ecologistă, am avea mai multe posibilități ca să mergem înainte și să rezolvăm o bună parte din problemele acumulate.
Toate aceste intenții ale noastre fac parte și din așa numitul concept pe care noi îl promovăm foarte insistent și este legat de buna guvernare de mediu. Deci o bună guvernare de mediu înseamnă să nu acumulezi probleme, să vezi înainte și să promovezi, de fapt, conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova, care ne-ar scuti de o sumedenie de probleme care se nasc în orice clipă, în urma unor proiecte aventuriere, unor proiecte antiecologice, care generează un lanț întreg de probleme. Și în acest context, clar că noi putem privi ceea ce se întâmplă în Chișinău, mai ales pe partea de spații verzi, pe partea de infrastructură și de aceste construcții abuzive care le observăm la fiecare pas și care nu mai țin cont câtă lume poți să aduni pe 100 de metri pătrați. 10 oameni, 100, 1000, 10.000 vin și îți trântesc un sat întreg pe 100 de pe un hectar și luați voi cetățeni și vă descurcați. Toate acestea vorbesc despre niște lucruri foarte dramatice legate în primul rând de viitorul cetățenilor care vin într-un anumit spațiu. Deci eu o să ofer în continuare cuvântul și colegilor mei foarte pe scurt ca să putem să și o să vă lăs și această declarație a Mișcării Ecologiste unde cele spuse de mine și cele ce vor spune și colegii mei sunt un rezumat clar a poziției Mișcării Ecologiste din Moldova față de o nouă situație care a apărut în viziunea noastră la acest sfârșit de an 2015 și o posibilitate reală de a începe să implementăm zi de zi ceea ce înseamnă acordul de asociere articolul sau capitolul 16, acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și trecerea la standarde europene și la fel un document la care noi ținem, e vorba de strategia de mediu 2014-2023, unde multe din gândurile noastre, din mesajele noastre, din problemele noastre, dacă ar fi implementate, ar da o nouă dimensiune, hai să zic eu, a tot ceea ce înseamnă protecția mediului înconjurător în Republica Moldova. Cam asta ceea ce am vrut să spun referitor la declarația Mișcării Ecologiste. Dacă sunteți de acord, îi oferim cuvântul și colegului nostru Valentin Bobeică, doctor abilitat în chimie, un ecologist care de cel puțin 40 de ani, cum folosesc ziariștii expresia, se află la straja naturii. Onorată asistență, vreau să mai pun un accent asupra problemelor de mediu care au fost menționate și cele care nu au fost menționate, dar într-un același context a chestiunilor nerealizate în protecția mediului în Republica Moldova, încă nerealizate. Vorba e că, cum a spus domnul președinte a Mișcării Ecologiste, acumularea problemelor nerezolvate de mediu nu este un lucru bun. Este puțin spus, nu este un lucru bun. Pe măsura trecerii timpului, acest lucru nu bun, nu pur și simplu nu bun, captă alte valențe, alte semnificații. Problemele de mediu, în majoritatea lor, acum nu mai sunt problema în sine. Sunt parte a unor alte probleme care au apărut după, în jumătatea a doua a secolului 20, deci care au altă numire decât pur și simplu protecția pădurii, protecția apei, protecția... Tot știm, astăzi omenirea este preocupată de atenuarea consecințelor posibile, dar care de acum și se manifestă, a schimbărilor climatice. Atenuarea posibilor consecințe a distrugerii stratului de ozon. Stoparea procesului deșertificării, proces la care este spus și Moldova, nu în general asemnat și Convenția Internațională privind prevenirea deșertificării. Trecerea la economia verde. Moldova are și strategie economiei verzi, dacă poate ați văzut, ați cunoscut, există așa document. Și dezvoltarea durabilă ca umbrelă a tuturor problemelor unui sistem uman, care nu mai este astăzi sistem ecologic sau economic, dar este pur și simplu un sistem triplu care se numește ecologo-economico-social sau ecologo-socio-economic. Asta noi trăim în acest triunghi a ecologiei, socialului și economiei.
Acest trei latere triunghiului trebuie să fie în echilibru tot timpul. Dar care va fi echilibru dacă noi de an în an acumulăm probleme care țin de începutul jumătății a doua secolului 20? Încă anii 60 au fost ultimul deceniu când încă spunea accentul pe probleme concrete. Să prevenim dispariția unei specii, să stopăm poluarea unui râuleț, să prevenim dispariția unei păduri. Astăzi acestea sunt în complex. Soluționăm problema salvării omenirii sau autosalvării de schimbările climatice, de celălalt problem care e enumerat. Iar noi betonăm pădurile. Dacă prin betonarea pădurilor, care spune o miză foarte mare în prevenirea schimbărilor climatice, noi prevenim sau atenuăm consecințele, foarte bine. Iată care sunt rezultatele acestei atenuări. Tot atenuind de 20 de ani sau mai mult de când am lansat chiar noi mișcarea, inițiativa de a sădi păduri, de un arbore pentru devenirea noastră, de atunci s-a betonat atât încât frecvența secetelor, oricine astăzi poate spune că a crescut. Dacă cu 40-50 de ani în urmă o secetă așa de duritate medie avea frecvență de odată 9 ani, acum văd și la rând, și anul trecut, și anul acesta secetă, dacă nu secetă îngheță, dezastre naturale își încep a face menderele. Iată de ce noi punem accentul și vom continua să punem accentul pe terminarea, închiderea acestor dosare care ne țin în anii 50 secolului trecut. Trebuie odată și odată de decis cu pădurile, să se termine cu betonarea și chiar de revenit înapoi, cred că pe locuri betonările ce se scot teritorii întregi din ecosistem. Asta că îi aparține cuvea personală una, dar îngrădit cu zid, ați văzut, dumneavoastră s-a arătat la televiziune, prin ziare, îngrădit cu zid de piatră și de metal, deci acolo odată nu mai este parte a ecosistemului pădure, este cu totul altceva. Celelalte probleme, noi o să vedeți lista dosarelor neterminate, neduse la sfârșit, nesoluționate. A unor dosare care la timpul său mișcare ecologistă le-a scos le-a pus în circuit. Majoritatea din vreo 10 cât sunt aici descrise se referă la protecția naturii, așa cum era în anii 60, cum am spus eu, din cauza că natura încă nu este protejată. Noi nu putem trece la realizarea strategiilor, documentelor internaționale care au fost semnate de Moldova, au fost semnate și pregătiți pentru semnare de specialiști care sunt la noi, de oameni onești din administrația de stat, din Autoritatea Centrală de Mediu, din autoritățile locale de mediu, raionale și primării. Dar când se ciocnește de celelalte componente care am spus noi, economia, ăștia încă n-au înțeles pretutindeni. Mai ales în administrație mulți creează lobby activităților anti-ecologice. Și eu am spus aici o vorbă, că cei din economie încă n-au înțeles, dar nu este corect. Deci în ultimul timp se formează chiar asociații de întreprinzători, de agenți economici, care cu scopul de a îmbunătăți situația utilizării resurselor naturale, astfel încât acestea să devină la maximum de efectiv utilizate. Știu că în Republica acum se formează cluburi ale industriașilor și agenților economici, sub denumirea de clubul NURICP, care ar însemna, adică, eficientizarea resurselor și producerea mai pură în producere. Sunt niște rândunele, am spune, dar vin din partea celor care, într-adevăr, sunt cointeresați în utilizarea economicoasă a resurselor, a mediului înconjurător, că altfel este clar că nu vom vedea noi economie verde, nu vom vedea dezvoltare durabilă, mai repede vom ajunge la epuizarea resurselor naturale și la un colaps energetic dacă nu vom preocupa și de problema, zicem, trecerii la energie verde, că de altă energie noi nici nu avem. Dar cum să treci la energie verde sau la economie verde dacă noi încă avem de betonat hectare de păduri, mai avem de uscat, de secat câteva râuri mici care au mai rămas și culme, deci trebuie de delimicit și speciile de vietezi care au rămas, din cauza că suntem dători în fața vânătorilor cocei, ei introduc speciile în natură, le introduc pentru a le nimice, fiindcă în lume există societăți de ocrotire a păsărilor, societatea ocrotirii tigrului, societatea ocrotirii ursului panda, iar la noi zice că vânătorii ocrotesc speciile. Asta e cam... Mușcându-ne. Da. Deci, asta e o altă problemă care n-am ridicat-o noi aici în
declarații și în alocuțiunea domnului președinte, dar oricum ele sunt legate și nu putem trece. Dar vă mulțumesc că asta am avut de spus. Da. La fel, recunoaștem că o miză mare noi punem pe cooperarea cu cei tineri. La Mișcarea Ecologistă avem un grup de sufletiști, așa aș putea să-i numesc, pentru că ei încearcă să modernizeze un șir de activități pe care noi le-am făcut de-a lungul anilor și în contextul modernizării acestor activități, cum putem preveni mai ales neapariția unor dosare, o să-i ofer cuvântul colegii mele, Elena Scurdioană. Vă mulțumesc, domnule Răniță. Pe final de alocuțiune am vrea să spunem că acea bună guvernare de mediu pe care o promovează Mișcarea Ecologistă din Moldova de-a lungul a zeci de ani înseamnă nu doar acțiuni din partea autorităților, care evident sunt responsabile de felul în care se protejează mediul înconjurător, de starea ecologică a țării noastre. Vorbesc despre Ministerul Mediului și respectiv instituțiile subordonate ale acestuia. O bună guvernare de mediu înseamnă și cetățeni activi, cetățeni responsabili, care știu să se implice și să sesizeze problemele de mediu și respectiv să contribuie la procesul decizional. Astăzi, implicarea societății civile în tot ceea ce înseamnă domeniul guvernanței de mediu este mai mult decât așteptată și necesară. Vedem și o deschidere din partea autorităților, dar și o așteptare din partea acestora care vor să vadă din partea organizațiilor de mediu, dar și a cetățenilor simpli, că le pasă de mediul înconjurător și că pot, la un moment dat, atunci când este necesar, să se solidarizeze și să lupte pentru o anumită cauză. Recent am avut o astfel de acțiune unde, în ultimul moment, pe ultima sută de metri, reprezentanții societății civile de mediu au reușit să se solidarizeze și să vină cu un contraprotest, cu argumente pentru protecția mediului înconjurător. Venim cu un îndemn. Pe lângă o declarație, venim și cu un îndemn către toți cetățenii, către reprezentanții organizațiilor de mediu, dar și al altor sectoare, să creeze o platformă comună, să creeze un front comun de luptă pentru protecția mediului înconjurător. La nivel local, îi îndemnăm pe cetățenii activi să creeze grupuri de acțiune locală sau, de ce nu, rețele civice urbane, așa cum avem un exemplu în Chișinău, și să încerce să se manifeste, să le arate autorităților că le pasă de ceea ce se întâmplă în comunitatea lor, dar și că aceste autorități sunt monitorizate și că activitățile și acțiunile lor trebuie să fie în serviciul cetățenilor și nu în detrimentul acestora. Da, mulțumesc, Elena. Dacă sunt întrebări din partea ziariștilor, o să răspundem cu plăcere la ele. Cezare, ați spus că 12% din suprafața, da. Sunt parte de păduri și dintre astea ați spus că 11.000 de hectare au fost date în arendă. Câte hectare sunt astea 12%? Bine, acum nu pot să fac un calcul exact, nu este deocamdată un procent care să impresioneze, dar vreau încă o dată să zic că din astea 12% noi în genere avem în jur de 400.000 de hectare, tot ceea ce ar însemna Fondul Forestier Național. Aici se află ceea ce administrează statul, adică Agenția de Stat Mol-Silva și o parte din păduri, undeva peste 50.000 de hectare, se află și în administrarea primăriilor. Cam asta e raportul. Ei nu mai au pornit acest proces, de fapt, de privatizare a pădurilor. Cădarea în arendă, în realitate, înseamnă privatizarea Fondului Forestier Național. Asta trebuie să înțelegem, că pe 49 de ani calculul lor este unul simplu,
că pe această durată ori se schimbă o guvernare, ori alta, ori o lege, ori o să introducă până la urmă, că ei de ce nu au putut face tot lucrul până în prezent, pentru că noi în 1994 am inclus în Constituție că pădurile sunt un bun public, adică aparțin poporului și nu pot fi privatizate. Și de atâta ei au făcut o, hai să zic eu, o manevră de asta, prin care un regulament, deci un regulament Tarle Voronin, a ocolit Constituția, ca să ne dăm seama ce înseamnă Constituția în Republica Moldova. Din astea 12%, ca să înțelegem, în realitate păduri noi avem, cred că mai puțin de 8%. Acum, dacă ne-am uitat, 12% înseamnă pământul pe care îl are Fondul Forestier Național. Dacă ne-am uitat din astea 8-9% care i-a acoperit cu pădurii propriu-zis, am vedea că păduri sănătoase, eu mă tem că nu avem nici 5%. Iar tăierele, aici devine foarte periculos, că ăștia care au luat în arendă pădurile, ei nu au luat niște terenuri degradate cu 3-4 copăcei sau cu un teren alunecat. Ei au luat păduri naturale cele mai bune. Iar cele mai bune păduri naturale, ele dau ghinda, adică este fondul semencier a țării. Și prin aceste, hai să zic eu, înstrăinări de terenuri, noi de fapt pierdem mult mai mult, pe lângă pământul propriu zis, noi pierdem arbori seculari care reprezintă, de fapt, într-un fel, iar aș putea spune, un fel de maternități pentru tot ceea ce înseamnă mai departe reproducerea pădurilor noastre. Acum e un procent mic. Dacă noi nu am fi ridicat această problemă, eu vă asigur, eu cunosc foarte bine tendința asta, ea numai a început. Deci de la bun început noi am pierdut deja câteva mii de hectare. Dacă nu am fi venit către dumneavoastră în spațiu public cu această problemă, eu cred că în următorii 5 ani, ținând cont de lăcomia, egoismul și irresponsabilitatea unor clanuri și grupuri de interese, cred că noi în 5 ani am fi pierdut încă vreo 20-30 de mii de hectare, fiindcă rândul celor care doreau să iei în arendă este, cel puțin în 2013, era de peste 100. Adică 100 de personaje. Acum, probabil vă mai amintiți că aici vreau să vă spun că ăsta era un business extraordinar. Dacă vă amintiți Ziarul de Gardă, iar revista Natura a reprodus acel material din Ziarul de Gardă, ei au făcut filmare cu camera ascunsă aici la Strășeni și ați văzut că negocierile pentru o parcelă de dare în arendă, la negru, cum discutau ei și dădea sfatul cel reprezentantul local a Mult Silvii, cum se facă, era peste 50.000 de euro pentru o parcelă. Deci aici a pornit un business enorm. Și atunci este clar că toate 400.000 de hectare, cred eu, în 10-20 de ani, dar partea bună, toată ar fi fost dată în arendă, adică, citiți, ar fi fost privatizată. De fapt, să are vedere privatizarea 49 de ani, asta înseamnă că în prima variantă a regulamentului Tarle Voronin, de fapt, se dede pe 99 de ani. Iar pentru că noi atunci tot am încercat să protestăm, o să bine, nu faceți gălăgie pe 99 de ani, le dăm pe 49. Deci lucrurile nu s-au schimbat. De aceea noi, și de aici a venit și susținerea noastră pentru demersurile care le facem prezent conducerea Ministerului, că ei acum au făcut demers la guvern ca să fie abrogat regulamentul pe care se dă în arendă, să fie majorată pentru aceștia care și-au luat nu 4.000, dar deja în jur de 20.000 de lei. Noi am cerut, de exemplu, 100.000 de lei să ridice pentru fiecare hectar. Și atunci o să vedem sau interesul nostru exact, ca să nu ascundem nici față de cei care intră în păduri, dar nici față de public, este să-i descurajăm. Să-i descurajăm ca ei până la urmă să reîntoarcă pădurile celor care aparțin. Adică aparțin statului, aparțin poporului și pădurile totdeauna trebuie să fie a poporului și nu a unui grup de oameni mai bogați decât alții. Președintele, acestea 18.000 hectare care au spus că au fost pentru turism, 3.000, zis, da? Că sunt pentru... Arenda recreativă, așa o numesc ei. Arenda recreativă. Și pentru asta înțeleg ce? Ei înțeleg, adică ca să avem o înțelegere clară, trebuie să ne ducem aici alături, 15 km lângă Chișinău, să vedem
Poienița Veselă. Poienița Veselă sunt câteva sute de hectare care au fost date în arendă și acolo o să vedeți palate, vile, garduri cu sârmă ghimpată. Asta înseamnă turismul, așa numit turism moldovenesc, care chipurile, atunci o motivație trebuia să fie de ce să dau pădurile în arendă. Adică se dau pentru a dezvolta turismul. Nu s-a dezvoltat nicio formă de turism. Și de asta, astea 3.000 de hectare s-au dus pentru construcții de palate, pentru, nu știu cum se numesc, mă tem și se numesc boieri, că ăștia n-au nimic din boierimea de altă dată, care avea și obraz, avea și o legătură cu țara și așa mai departe. Acum am citit de ultimă oră, încerc să mă documentez să fiu cât mai exact, am înțeles că din momentul de când noi am pus problema, per ansamblu, au fost desfăcute mai multe zeci de contracte de arendă, adică ceea ce am spus eu mai înainte, descurajarea, și acum, dacă nu mă înșel, în jur per total cinegetică și recreativă, sunt în jur de 7.000 de hectare. Adică deja observăm o dinamică favorabilă pădurilor, că cei care au luat poate 5, 10, 20, 30 de hectare au înțeles că acolo nu mai pot să facă orășele de vile, fiindcă ei în fond vreau să facă orășele de vile. Ați văzut că n-a fost revolta de lângă Societeți, deci acela care a luat terenurile vrea să facă acolo un oraș de vile pentru cei care au obosit să stea la Chișinău. Și de aceea noi rămânem pe poziția asta fermă, că de o parte nu o să ne atingem, că ei zic, dar ce o să veneți cu buldozerul peste noi, deși acele construcții făcute chiar sunt contrar regulamentului Tarle Borone, pentru că acolo era pus clar că construcții capitale nu pot fi făcute în pădure. Dar ei au neglijat ca multe alte legi din Republica Moldova și și-au făcut acolo vile. Cred că este un subiect care o să mai atragă atenția pe o perioadă, nu pot zice cât, dar sunt convins că dacă mergem pe demersurile pe care le-a făcut actualmente conducerea Ministerului ca să anuleze, și, adică să abrogheze acest regulament și să majoreze taxa pentru arenda recreativă, sunt convins că această problemă o să dispară. Acest dosar rușinos, acest dosar legat de corupție, deci este unul care va dispărea și vom întoarce pădurile poporului. Și la fel aici vreau să repet ceea ce am mai spus aici. Noi le-am spus, chiar când am avut o întâlnire foarte rușinoasă aici la Durleș cu un proprietar, el deja era proprietar, au făcut un drum ca caldarâmuri ca în Imperiul Roman, știți, și spunea că asta nu e construcție capitală, asta e pereți de beton de câțiva metri, de o grosime iarăși de un metru făcut acolo și asta nu e construcție capitală. Deci ne prosteau într-o formă, hai să zic eu, absolut dezgustătoare și a zis, cum vreți voi să faceți investiții în Republica Moldova dacă nu ne dați voi, noi să construim și vrem în pături, de exemplu. Și le-am spus, dacă voi sunteți adevărați patrioți și repet acest lucru, duceți-vă că noi, Mișcarea Ecologistă din Moldova, vă putem pune la dispoziție minimum 300 de localități foarte pitorești. Luați o mahala părăsită sau îmbătrânită, acolo luați și cumpărați 2-3 case, că le cumpărați de fapt pe nimic, sau 10 case cât le cumpărați, și faceți-vă într-o mahala un centru de agrement, de o agropensiune. Acolo dezvoltați turismul și aduceți infrastructură, apă, canalizare, energie, și oamenii într-un fel ajută comunitatea, ei o să fie chiar lângă pădure, nu e nevoie că avem, hai zic eu, posibilitatea să le oferim această informație unde să se ducă, nu vreau să numesc acum localitățile, ca după asta să nu se ducă în jurul lor și să cumpere exact, nu în sat, dar iarăși în împrejurim, că ei nu vor să fie cu oamenii, din păcate. Și acolo dezvoltați turismul. Turismul rural, ecologic, cultural, arheologic. Deci aceste posibilități sunt. Dar nu să te îngrădești cu sârmă ghimpată și să nu intre acolo nici animalele, nici păsările și așa mai departe. Că ei au făcut, de fapt, au mutat Chișinău în păduri. Care erau înainte, câțiva zeci de ani, cele mai grave probleme de mediu din Republica Moldova și care sunt acum? Evaluate, cât de care s-au schimbat aceste probleme? Aici cred că domnul doctor poate să ne spună foarte pe așa. Trei probleme mortale,
scuzați-mă că așa spun pentru Moldova, apele toate, și apele de adâncime, nu numai de suprafață. Se de suprafață dispară râurile se usucă, vedeți, doarea. Iar cele de adâncime sunt poluate cu nitrat și cum se vorbea cu 10 ani în urmă că s-a detectat că 30% din apele adânci care sunt de fapt fondul de aur, aș zice, salvarea în caz că rămânem fără râuri, fără lacuri care ne suprilevem, este apa de adâncime. Dar ea e poluată puternic de acum, așa cum era cu 10 ani în urmă. Pădurile s-au agravat, după cum știți noi cu 20 de ani în urmă, când am format Ministerul Ecologiei din departament, ca să îmbunătățim situația, când departamentul a fost lărgit, fiind departamentul și resurselor naturale, da, așa ați făcut în primul parlament. Deci nu s-a știut, vedeți care e situația, au apărut probleme noi, cum ar fi betonarea, de acum așa, cu un cuvânt o să numim chestia asta, cumpărare, dare în arendă, nu știu cum ce este asta, dar până la urmă acolo am văzut cărări de beton făcute, garduri de metal și... Și atenuarea secetelor, cu ultimii 40, 30, 50 de ani în urmă nu erau atât de frecvente, atenuarea, scuze-mă, amplificarea. Dar și acum, vedeți, secetele apar care e problema de mediu, e conexă legată cu deșertificarea. Deșertificarea în rusește înseamnă pustâniva, adică transformarea în pustiu, că poate unii știu studenților când le spun ce înseamnă deșertificare. Deci apar zone în modul unde solul obține, se formează structură de, a solului de pustiu. Asta e, fiindcă nu înseamnă temperatura numai decât mare și o anumită structură care nu mai absorbe apa, nu menține umiditatea în sol, de acum nu asigură plantele cu necesarul. Iată, deci, trei din problemele care sunt grave. Un complex întreg este atenuarea problemelor legate de schimbarea climei. Vedeți că la noi se observă de acum în ultimii ani și marele prevenite mai dinainte încă de specialiștii care au elaborat încă primul raport național cu 20 de ani în urmă privind schimbarea climei, deci marele oscilație a temperaturii. Deci faptul că vara e 42-38 și iarna 25-30, deci o oscilație de 70 de grade temperatură este problemă. Dar ea încă... nu-i luată la evidență ca problemă care nimicește, să zicem, dar vom vedea cum va evolua chestia asta. Și o problemă care îmbracă toate cele trei care le-a menționat colegul meu, clar este legat de educația ecologică și de mentalitățile pe care le avem noi și atitudinea față de natură. Uitați-vă în orice comunitate locală, în orice sat intrați, dacă mai ales are un râuleț care trece prin sat, să mergeți de-a lungul acestui râuleț să vedeți ce este aruncat în acest râuleț, ca să înțelegem că asta este oglinda societății moldovenești în relația cu natura. Acolo se vede tot. Dar, pe urmă, dacă trecem și unii își depozitează deșeurile, cum și le depozitează, dacă le sortează sau nu, intrăm în altă problemă. Și noi suntem permanent pe un câmp minat și lumea nu înțelege cum se întâmplă că de la 72, care era speranța de viață la moldoveni, am ajuns undeva la 65 și încă sub 65. Deci totul este legat de calitatea factorilor de mediu. Și pe timpul sovietic, pot spune că ei au fost nevoiți să recunoască după ce au mințit și au spus minciuni decenii la rând, ci noroc pe capul omenirii, adică chimizarea, și îl prezentau ca un panaceu și așa mai departe, și pe timpul lor ei au recunoscut undeva prin anul 1985 aici în Moldova, pentru prima dată, că 70% din problemele de sănătate sunt direct legate de calitatea factorilor de mediu. Apă, calitatea alimentelor agricole, sol și așa mai departe. Fiindcă înainte de asta, orice problemă legată de sănătate, mai ales la țară, era trecută pe seama alcoolismului, că oamenii beau mult și își distrug sănătatea, asta nu o putem neglija. Copiii care se nasc cu malformații nu spuneau că erau legat că mamele lucrau la tutun când erau gravide, dar spuneau că au tații care nu se trezesc cu lunile. Și tot așa mai departe. Deci totul era un lanț de minciuni. Iar școlile speciale erau un barometru, școlile speciale cu copii cu malformații, erau un barometru anume a degradării solului. Și dacă ne uităm că în 1960, că asta vreau să zic, în 1960 când s-a început valul ăsta de chimizare puternică în Republica Moldova,
Noi avem 2-3 școli speciale care poate erau legate de probleme ereditare și de alte chestii. În 1990 noi trecusem de peste 80 de școli speciale. Tot a fost valul ăsta puternic de chimizare pe care el dădeau, ba pe seama alcoolismului, ba pe seama, și abia în 1985 au recunoscut de facto că este vorba de degradarea naturii, de degradarea mediului înconjurător, de distrugerea, hai să zic eu, tot ceea ce însemna solurile sănătoase, că asta le-au făcut, le-au îmbibat cu chimicale, iar tot ceea ce înseamnă produsele agricole, noi aveam în Republica Moldova miere, mai ales cum era livada Putilicea lângă Tiraspol, unde erau de fapt miere, unde peste un sfert din aceste miere erau chimicale. Era o travă curată. Și multe alte chestii care acum lumea le-a, cum zic, le-a neglijat, dar ele n-au dispărut. Asta este problema. De acea moștenire n-a dispărut și este în prezent. Ultima întrebare, vă rog, din deci noi intitulăm o problemă de mediu care o avem, de exemplu, cum am spus, peștera Emil Rahovița, ea nu e rezolvată această problemă, noi adunăm într-un dosar de mediu sau ecodosar. Asta nu înseamnă un dosar penal, un dosar înseamnă semnalarea problemei. Am semnalat-o, de exemplu, în anul 1998. Problema există. În 99 am repetat-o, în 2000 am repetat-o și ea se adună. Ajungem în 2015 cu dosare nerezolvate. Și de aceea o să le găsiți aici, o formă sau alta, aceste dosare. Ele nu sunt decât sinonim la probleme nerezolvate adunate într-un dosar unde cineva poate găsi istoricul acestei probleme. Noi vă mulțumim foarte mult pentru participare la această conferință de presă și sper să ne revedem cu vești mai bune.